Unui tânăr care în prezent s-ar apuca de porumbei, domnul Cornel, ce sfaturi ați da? Deci, cu ce porumbei să înceapă? Sfaturile dacă... mele pentru un începător ar fi să cumpere pui din porumbei zburat și dacă își permite să cumpere 1-2 porumbei zburat, nu porumbei străini. De la un crescător din zona lui? De la un crescător bun. Pe care îl cunoaște, nu? Dar porumbei care cu rezultat. Porumbei de zbor. Da, decât 10 străini, mai bine 2 porumbei cu rezultat. Ce prefera să introduceți în lotul de matcă mai mult? Un porumbel zburat la dumneavoastră sau poate și la un alt prieten? Mai mulți ani în concursuri cu rezultate deci, bune la nivel județean sau un pui adus de la un crescător deci de afară? Deci ne axăm mai mult pe porumbei zburat. Porumbei zburat, nu? Cu rezultat. Deci, dacă putem să achiziționăm un porumbel cu rezultat, e foarte... Dar domnul Dor Burlacu v-a mai trimis în ultimii ani porumbei... Domnul Doru... Ne mai face câte o mai face surpriză. Câte o surpriză plăcută, da, nu? Da. În ultimii ani ce v-a trimis? Din ce sușă? Puteți să ne amintiți câteva din porumbei? A trimis un porumbel de Emil Denis. Masculul de aici care și femeia care spuneați că a zburat Moscova se trag din el? Nu. Masculul de Emil Denis e de la domnul tatălui, de la domnul Sorescu Costică. Costică, da? Da. Un crescător foarte bun. Deci stimăm foarte mult. Aveți crescătorii preferați în România? Un idol așa aveți? O persoană de la care considerați că ați avut multe de învățat? Crescătorul preferat este domnul Bizrighianu. Domnul Bizrighianu, nu? Da. Îl vizitați des? Nu, mai rar. Mai rar? Dar aveți și porumbei de la dânsul? V-ați luat? Am avut ceva și de la domnul. Și sunteți mulțumit, da, știu că da. Dânsul are porumbei buni de fond și... Și o persoană care știu că împărtășește din experiența dânsului tuturor celor care... Deci la FRSC mai mult ne-am mutat, că știam că... Zburați cu dânsul, cu domnul Bizrighianu acum în grupare? Da. O, înseamnă că ați intrat într-o zonă selectă acolo de... Dar aveți grijă că Nea Nicu, așa cum îi spun prietene și cunoștințele, nu iartă la concursuri. Da. Știți asta, nu? Este un crescător foarte corect și foarte serios. Câți kilometri aveți în spate față de Urzicene aici? 45. Cu 45 de kilometri. Și la etapele de viteză și demifond, bine, dânsul nu zboară, de exemplu, viteza demifondul. De la fond și maraton, mai dați ora exactă, nu? Sau încercați? Am un zbor pe locul 1. Da? La un zbor de ce? De fond. Prima etapă. Da, bun. Cât timp vă permiteți zilnic, domnul Cornel, să stați în mijlocul porumbeilor noastre pentru pregătirea lor? Deci în jur de 3-4 ore. Și dimineața și după amiaza? Dimineața în jur de 2 ore, seara 2-3 ore. Îi luați la mână în fiecare zi porumbei? Da, vă întreb pentru că mână, dacă au probleme. Am văzut că sunt foarte calm porumbeii dumneavoastră. Da, dacă stăm zilnic între ei, s-au învățat. Și au împrumutat din temperamentul nostru, da? Eu vă... Sunt chiar mai mult mai calm și asta e un lucru bun. Pentru că un porumbel liniștit față de unul coleric și asta dă rezultate mai bune în concurs. Porumbelii trebuie să fie foarte liniștiți când vin de la concurs. Să intre foarte repede. Aveți probleme cu intrarea porumbeilor când vin? Nu, când intră foarte repede. Zburați cu ceas electronic? Cu ceas electronic. Da, ok. Cu echipa cum faceți? Aveți probleme sau... Să o nominalizați? Cu echipa, eu mă ocup. Mai am mici scăpări. Mai vă supără câte unul din când în când, nu? Cum vă dați seama care porumbele cel mai în formă atunci când vă formați echipa, domnul Cornel, la o etapă anume, de exemplu, și că îi alegeți, bănuiesc, pe cei care considerați că sunt în cea mai bună formă, nu? La etapa respectivă. De obicei băgăm primii 3 porumbei cei mai în formă. Care au venit cel mai bine etapa trecută? Cel mai bine etapa trecută și 2 porumbei care au întârziat. Încercați să... Dar chiar am avut foarte multe rezultate. Deci porumbelul, dacă a întârziat o etapă, a doua e prin porumbel. E ok. Da. Cu care dintre sexe vă înțelegeți mai bine? Cu masculii sau cu femeile? Cu masculii. Cu masculii? Și pe ei preferați să-i introduceți la echipă? La echipă zică mai mult masculii. Și femeile nu vă fac surprize? Mai fac. Mai fac, nu? După ce sisteme de motivație
mergeți în timpul sezonului de concursuri? Am înțeles că ați vă zburați porumbei la natural. La natural porumbei. Pe ouă false sau cum faceți? Nu pe ouă false, îi lăsăm să crucească normal. Da? Și când... Scoatem un puișor. Asta primăvara, nu? Da. Să scoate un pui și până la ce vârstă îl cresc? De 3 săptămâni. După aia le luați puiul? După aia luăm puiul și... Îi lăsați să ouă din nou? Îi lăsăm să ouă din nou. Și îi lăsați să clocească până... Clocească până... Se ridică, nu? Lasă ei. Mai vor, la un moment dat se plictise. Și atunci le luați, iarăși clocesc, iarăși, da. Aveți probleme cu masculii care alergă la femeile la cuib și asta? În timpul zborului angajați pe cei care... Cam în ultimii 2 ani au avut mai puțin masculi ca femeile, deci s-au pierdut mai mult masculi. S-au pierdut mai mult masculi, nu? Femeile se mai au între ele pe aici? Nu prea am avut aici. Prea puțin, nu? Câți pui reproduceți anual din perechile de matcă? Anual reproducem în jur de 50 de pui. Câte perechi la matcă aveți, domnul Cornar? 12 perechi avem la matcă. Când îi puneți la pereche? La ce dată? La pereche la 1 februarie. Și nu e rece aici în zonă? N-aveți probleme cu ei, cu nu. Creșterea puilor? E chiar foarte bine. E chiar foarte bine, nu? Îi scoateți prima serie în perioada în care uliul nu se mai dă, nu? Da. În jur de 15 aprilie. Iese prima serie afară. Și câte serii scoateți anual? În din jur de 3 serii. 3 serii, nu? O parte pentru dumneavoastră și restul dacă... Cadouri la... Dăm câte un cadou la prieteni. La prieteni și dușmani, nu? No. Dușmanii. Dacă îi ne lovești pe la spate. Pierdeți pui de acasă? În jur de 5-6 pui anual. Și asta probabil că tot pe aici, prin zona, da, se aduc, nu? Am vecini, am prieteni care mai prind. Da. După aia, după 2-3 ani, mă felicită că i-a prins. Și că le-a venit bine din ei? Și vă întreabă despre origine, da, pedigreu, eventual. Da, e un lucru bun. Dar știu că sunteți un crescător cu inimă mare și treceți peste astea, nu. Că... Nu ținem dușmănie, ură. Da, e un lucru mare asta, într-adevăr. În calitatea puilor tardivi, credeți, domnul Cornel, reproduce și pui tardivi pe care îi zburați? Știți de ce vă întreb unii dintre crescători? Pui tardivi, după părerea mea, sunt foarte buni. Ca și zburători sau ca și reproducători? Și ca zburători. Da? Ați avut astfel de cazuri? În 2009 am avut un mascul, 531-99, deci scos în luna octombrie. Ați apucat să-l învățați? L-ați învățat, nu? Da, am reușit să-l învăț, am zburat în primăvară. Am avut locul 50 național, la demifol. Super! Înseamnă că a fost origine bună, familie de zburători. Deci, nu toți, dar cu mici excepții sunt foarte buni. Dacă aș fi reproducător, ați avut tentația vreodată să folosiți pui tardivi? Nu. Unii dintre crescători vorbesc despre calitățile deosebite ale puilor. N-ați folosit pui tardiv, nu? La finalul sezonului de concursuri, mai vă reproduceți pui din anumite perechi, să zicem, de zburători, care au mers mai bine, care considerați noastră... Zburători, maxim 2-3 perechi. Atunci, de din tot ce aveți și vă rămâne la sfârșit, dacă... Și perechi controlate de dumneavoastră. De porumbei de categoria 3 și 4. Deci fond și maraton. Da. Ca un fapt divers și ca o curiozitate pentru mine, domnul Cornel, din cei doi porumbei excelenți care v-au venit bine la Moscova, că eu mascul și o femelă, da, aveți tentația acum da, să-i... chiar mi-a venit ideea să-i... Să-i puneți la pereche? Să-i pun la pereche, să oprim o pereche. De... Da, că o performanță deosebită acum, trebuie să recunoaștem. Am înțeles că cei doi porumbei care au venit de la Moscova în anii precedenți au zburat și pe... Da, în anii precedenți, au zburat și... anul trecut, masculul, 3 ani în urmă, zburat la FCPR. Și n-ați avut până acum tentația să opriți din el nimic? Nu. 3 ani de zile, nu? Deci a avut rezultate mai modeste, dar i-am mai dat un test. Modeste, dar uitați că la distanțe... Da. Mari și foarte mari. Schimbarea direcției. I-a prit. Mai, cum vi se pare mult ruta asta de zbor pe câmpie? Că Ucraina e un zbor de câmpie față de munte. Ruta pe câmpie e mai grea. Față e mai grea de ce, domnul Cornel? Mai grea, întinderea e mai mare. Dar de ce vă referi? Când spuneți că e mai grea, la ce anume vă...
Ce aveți în gând când spuneți asta? Din cauza temperaturilor sau din ce cauză? Din cauza temperaturii, deci. Temperaturi foarte mari, nu? Călduri peste 40 de grade. Și porumbeii cum vin? Vin extenuați de la concursuri? Vin... Deci anul acesta au fost temperaturile puțin mai scăzute, porumbeii au venit cât de cât mai bine. Au venit bine, nu? Dar am înțeles de la alți columbofili, sunt ani când... Caniculă mare. Caniculă mare și... Deci la mine aceea e un punct de referință al porumbeilor când vin de pe câmpie. Marea parte eu sunt în spatele râului Buzău și marea parte a porumbeilor cocosesc. Da, vă vin porumbeii pe deasupra apei? Ați urmărit chestia asta? Pentru că uneori deci, curenții de aer... mai mult porumbeii au trecut pe deasupra apei. Au venit pe deasupra apei, nu? Nu am avut probleme, că i-am urmărit, nu se opresc. Nu se opresc, nu? Am înțeles. Domnul Cornel, am văzut că aveți o crescătorie foarte bine poziționată, foarte bine aranjată, cu mult soare, dar și cu umbră în același timp. De 3 ani de zile ne-am făcut o nouă crescătorie. Spațiu mai mare. Spațiu mai mare și cred că și porumbeii sunt mai, se simt mai bine, nu? Sunt în formă. Deci îi lăsăm mai mult de jos să ciugulească. Foarte mult oxigen, am văzut foarte mult... Verdeață. Verdeață, într-adevăr. Iarna le mai acoperiți peretele din față iarna cu... Iarna le acoperim peretele din față. Că bănuiesc că bate mai tare la noastră. Geamuri, da. Pune și geamurile, bate, nu? E viscol. Mult nisip acolo am văzut că le-a acordat și... Da, ținem foarte mult să porumbelul să ciugulească, să ia tot ce are nevoie. Hrană minerală. Super. Deci, cu locația de mai veche, aceste probleme aveam. Deci porumbelul nu ciugulea, mai avea probleme de sănătate. Păi acum totul e în regulă. E în regulă, nu? Da. Bravo. Spuneți-mi, vă rog, în timpul sezonului de concursuri sau și de reproducție, folosiți antibiotice la porumbei dumneavoastră? În timpul sezonului nu, mai dacă sunt probleme majore. În rest, cât mai natural. Cât mai natural, nu? Deci sunt adepții folosirii metodelor cât mai naturiste, nu? Mai naturiste. Domnul Cornel, în cariera noastră columbofilă de câți ani? Cât puteți să ziceți? Dacă l-ați apucat la câți ani? La 9 ani? Sau nu chiar? Aveți vreo... Columbofil adevărat în jur de 20 de ani. 20 de ani. Ce ați cheltuit mai mult pentru porumbei? Timp, bani, nervi, sudoare, energie? Toate la un loc. Toate la un loc. Dacă considerați că merită efortul ăsta, ce reprezintă porumbei dacă pentru noastră? Dacă mare, merită. Merită, nu? Da. Dacă v-ați mai naște a doua oară, v-ați mai apucat de porumbei? Cu siguranță. Cu siguranță, nu? Da. Soția ce zice? Vă acceptă pasiunea? Nu are încotro. Nu are încotro. Dar vă ajută, nu vă ajută, nu? Vă ajută foarte mult. Vă ajută? La serios? O, super. Păi înseamnă când că... am probleme, de sunt plecat. Mâncare, îngrijire. Da, le dă drumul la porumbei, îi bagă înăuntru, da? Îi antrenează. O, înseamnă că sunteți, din punctul ăsta de vedere, da, sunteți un columbofil fericit. Da. Nu sunt mulți, așa vă spun sincer. S-a adaptat, nu? Da. E un lucru bun. De la anul 2013, ce așteptări aveți? V-ați dori să obțineți vreun anumit rezultat la vreo anumită categorie sau să zicem anul 2013 a fost mai mult un an de trecere? Așa de... A fost un an de trecere, schimbarea rutei, deci suntem mulțumiți în principiu. Mulțumiți, nu? Suntem foarte încrezători. În scurt timp vor începe zborurile cu puii, domnul Cornel. Cum stați cu puii? Aveți un numeric? Deci avem un numeric de 25 de pui. Prima serie sau prima tot? Prima serie de pui. Zboară bine pe afară? Zboară foarte bine, am început antrenamentele. Seria a doua, îi băgați și pe ei la concurs sau îi antrenați privat? Seria a doua, îi avem separat și îi antrenăm. Păi duceți dumneavoastră doar, da, nu? Până la ce distanță, domnul Cornel? În jur de 100 de kilometri. Și în câte etape ați face 100 de kilometri? În patru etape, nu? Lansări cu stolul, nu? Da. Stolul. Mai luăm și 2-3 maturi pe ei. Da, ca să-i... orienteze puțin. Să orienteze puțin, nu? Bun. Păi altceva ce pot să vă spun? Decât faptul că mi-a părut bine să vă cunosc, să vă felicit sincer, la modul cel mai sincer, atât pe dumneavoastră personal, cât și prin intermediul internetului. Pe prietenul Doru Burlacu. Pe prietenul Doru Burlacu. Salutăm de aici din România. Da. Deci fără el chiar nu se putea. Nu se putea, într-adevăr. Și vă doresc în continuare multă baftă, sper, mult succes, să obțineți rezultatele pe care sunt convins de asta, pentru că
citesc în ochii noastre că sunteți dincolo de mare pasionat, dar și un om foarte serios, care preferă să vorbească mai puțin și să facă mai multe. Așa este? Sperăm la anul să avem rezultate, vă invităm la crescătoria noastră. O să vin și la crescătoria noastră, o să particip și la expozițiile naționale ale federației, din care... avem alături și pe prietenul Doru Burlacu. Exact, poate dacă la o expoziție națională și veți avea porumbei prezenți acolo, mi-ar face mare plăcere să vă iau un interviu, un scurt interviu la amândoi, să vă fac o fotografie. Cu siguranță o să fim împreună. Sigur că da. Bine, vă mulțumesc încă o dată, domnul Cornel, și vă felicit sincer. Mulțumim de amabilitate. Cu stimă, toate cele bune vă doresc.